Pentru că timpul este mai înaintat, am să citesc doar câteva cuvinte din Sfintele Scripturi și am venit cu cauzele noastre înaintea Domnului și știu că Domnul va lucra la cauzele noastre. Amin. De multe ori am văzut lucrul acesta, că s-a întâmplat în biserică și când au fost mai mulți și când au fost mai puțini. Și noi nu putem să înțelegem multe lucruri pe care Dumnezeu le face. Dar văzându-le că le facem mijlocul nostru, ne bucurăm de ele și mulțumim lui Dumnezeu. Și textul pe care m-am gândit să citesc în masa aceasta, în auzul dumneavoastră și în prezența lui Dumnezeu, este de la Luca, capitolul 5, versetul 12, până la versetul 15. Just câteva versete cu privire la vindecarea unui lepros. Zice, Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a rugat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc, fii curățat. Și îndată l-a lăsat lepra. Apoi a poruncit să nu spună nimănui, ci du-te, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățirea ta tot ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și ca să fie vindecați de bolile lor. Amin. Vedem că după masa aceasta, cuvântul Domnului care s-a citit în auzul dumneavoastră, ne spune că într-una din cetățile acele unde Iisus era cu ucenice și propovădea cuvântul lui Dumnezeu, mulțimea s-a strâns cu grămada. Și iată că un lepros vine și se apropie de Domnul Iisus Hristos și roagă ca să fie curățit. Știți din Sfintele Scripturi că după lege toți oamenii care erau bolnavi de lepră erau obligați ca să strige necurat, necurat, necurat când se apropia cineva de el. Și iată că Iisus nu numai că s-a apropiat de el, dar și pune mâna peste el și îl vindecă de lepra pe care o avea omul acesta. Și mulțimea când a văzut lucrul acesta că s-a întâmplat, zice că a alergat cu grămada din toate părțile, din Ierusalim, din toate cetățile care erau din prejur și Iisus i-a ascultat pe fiecare și fiecare cum venea la el și cerea ceva, se ducea vindecat de Domnul Iisus Hristos. Și în seara aceasta Domnul Iisus Hristos, după promisiunea sa, este mijlocul nostru și vrea ca să se atingă de tine. Vrea ca să-ți dea vindecare, vrea ca să-ți dea curăție, vrea ca să te ajute ca tu să poți să crești în credința ta și să rămâi credincios lui. Și dacă vei veni cu credință și vei cere ceva, să știi că El te va binecuvânta și te va vindeca de boala ta, de suferința ta, de problema pe care o ai. De ce? Pentru că din Iisus, așa cum spune mai jos în versetul 17, în vremea aceea ieșea o putere a lui Dumnezeu care vindeca pe toți acei care se apropia de El. Din Iisus și astăzi mai există și iese puterea aceasta de vindecare pentru toți acei care se apropie cu credință de El și care cere vreun lucru de la El. Poate că n-ai să ai credința chiar așa de mare, dar roagă-te la Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți mărească credința și Dumnezeu ca să te asculte și să te binecuvinteze. Pentru că știu că El va face lucrul acesta, eu îi mulțumesc. Haideți, deci cu toți, să ne ridicăm în picioare și să venim cu cauzele noastre înaintea Domnului și Domnul va lua aminte la cauzele noastre și va lucra în marea sa bunătate și dragoste care o are față de noi.